care își propune o temă, fără să patetizăm excesiv, o temă dramatică, totuși, revista de cultură în Cotroceni. E inutil să insist, fiindcă am în fața mea profesioniști, să spun că această instituție a culturii române, care este revista, este una fundamentală într-o cultură, cum e a noastră, literatură-centristă. Chiar la originea culturii noastre stau revistele literare. Ele au fost mai mult decât reviste literare. Uitați-vă la programul Dacie Literare, de la 1840. Uitați-vă la Gazeta de Transilvania, a lui George Baliț și la Foaie pentru Minte, Inimă și Literatură, de la Blaj. Uitați-vă la Curierul Românesc și Curierul de Ani de Sexe. Își propunea mai mult decât literatură. N-are rost să vă spun ce a însemnat Junimea, ce a însemnat revista Cuvântiri Literare. Pur și simplu a reciclat, a oferit României prima clasă politică de cultură, de mentalitate europeană, în care rolul principal, cine l-a avut, l-au avut scriitorii de la Cuvântiri Literare în primul vent. Să uităm că cel mai mare critic literar al secolului al XIX-lea, Titu Maiorescu, a fost de mai multe ori ministru al culturii și al instrucțiunii publice, odată prim-ministru, și prin el clasa politică românească a avut culoare, ca să zic așa, europeană. N-are rost să insist asupra importanței fabuloase a revistelor de cultură în interbelicul românesc. E de neimaginat ce s-a întâmplat în interbelic dacă nu citim marele reviste de cultură. Să nu uităm ce a însemnat, și aici mă duc mult mai departe, ce a însemnat revistele de cultură chiar în perioada comunismului. În revistele de cultură, ele erau oaze singurele ale unei limbi române curate, într-un peisaj sinistru, în care limba era pervertită. Măcar din acest punct de vedere, revistele de cultură, România Literară, Vatra Orunu Zbuga, familia Cercului Literar de la Sibiu, refugia la Oradea, Convorbirile Literare, altele, Tribuna, cu Buzura atunci, cu Papahagi și cu Nicolae Petrucean, care se află aici, erau forme de rezistență prin cultură, o sintagmă penetrant ironizată astăzi, de multe ori de tineri care nu s-au fost născut în acea perioadă. Despre toate acestea și multe altele vom putea vorbi astăzi, inclusiv despre soarta revistelor de cultură acum, când ele, după părerea mea, sunt singurul spațiu urban în care se poate polemiza fără să te înjuri, fără să fii condondent, fără să fii mitocan, în care argumentul și contraargumentul primează, sunt singurele spații, cum spuneam, de civilitate românească. Ele trebuie protejate și cultura română este de neimaginat fără revistele de cultură. Acest eveniment, altfel destul de complicat, fiindcă e complicat să întâlnești scriitori care au personalități accentuate, care au temperament, care de multe ori au umori. Acest eveniment nu ar fi fost cu putință dacă nu aveam în spate sprijinul Consiliului Județean Arad, în special al domnului președinte Nicolae Iosu, pe care îi mulțumesc aici, de față cu toți, și al Centrului Cultural Județean Arad, care finanțează, editează revista de cultură Arca. În paranteză fie spus, deși nu vreau să se insiste prea mult asupra acestui lucru, revista Arca a intrat în anul 25 al existenței sale, ceea ce, din punctul meu de vedere, poate sunteți de acord cu mine, poate nu, e o mică glorie locală. Nici o revistă n-a avut o longevitate, nici o revistă de cultură, vreau să spun, atât de mare și care să fie deschisă,
fără complexe de inferioritate spre valorile literaturii române în general și să nu fie una localistă. Marele pericol care pândește orice revistă care apare undeva în țară este să fie invadată de veleitari, de diletanți și să fie sufocată, iar valoarea să fie confundată cu impostură. Îmi dați voie, domnule președinte, să prezint o astfel, după care o să vă rog să adresați un cuvânt. Ne onorează cu prezența, ferește, în primul rând, excelența sa, domnul Nicolae Manulescu, președintele Uniunii Scriitorilor din România, director al revistei România Literară. De asemenea, e prezent poetul și mai nou prozatorul foarte bun Gabriel Chifu, vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor, director executiv al Uniunii Scriitorilor. Uneori, da. Se află aici și mulțumesc poetul Nicolae Preliceanu, redactor șef al revistei Centenare, Viața Românească. Îi mulțumesc pentru prezență doamnei Alina Ledeanu, director al Fundației Culturale Secolul 21, fostul Secolul 20 și din Alu Doinaș, Ardeanul nostru. Salut prezența domnului, poetului, Casian Maria Scridon, redactorul șef al revistei Concordiri Literare. Se află, ca întotdeauna alături de noi, poeții, Ioan Moldovan, director al revistei Familia din Oradea și dragi șef, redactor șef. Îi mulțumesc pentru efortul de a veni la Arad, criticul literar Alcis Crecan. Îi mulțumesc că a venit la Arad, deși știu că a făcut un efort, dar avea de obligație și de natură scritoricească și de altă natură, poetul Aurel Pantea, redactor și elevinte din scopul din Avaluna. Se află aici poetul Adrian Popescu, redactorul șef al revistei Steaua. Mulțumesc echipei remarcabile de scriitori din orașul vecin și prieten, Timișoara, și cu ghilimele, da? Mircea Mihăieș, care e vorba între noi, nici măcar nu eu, aspete, că este alădean, lui Cornel Cumpureanu și Adela Mirei, scriitoare Adriana Babeți. Îi mulțumesc pentru prezență lui Dan Mircea Cipariu de la Agenția de Carte. Se află aici poetul George Vulturescu, care a fondat la Satu Mare o revistă într-un fel unică de poezie, intitulată chiar așa, Poesis. Nu pot decât să mulțumesc celor care au venit din Basarabia. În primul rând, președintelui Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, Arcadie Suceveanu, și al filialei președintele Ocnav, care reprezintă și revista importantă din Basarabia Contractul. Nu? Nu? Deci vă contraziceți, vă mulțumesc. Îl salut pe poetul Gelu Dorian, redactor și al revistei Liberilor. Nu pot decât să fiu fericit, să-l salut aici la Arad, venind din Novi Sad,
pe poetul Pavel Găgăianțu, un an era de anul există Europa, una dintre cele mai frumoase care se editează în limba română și pe care cred că vă poate și oferi. O salut, salut pe poeta Adriana Weimar, de la revista Aparatul din Gorj. O salut pe colega noastră de filială, editoare și poetă, Paulina Popa, de la revista Semne din Deva. Nu știu dacă se află aici sau nu, poetul Geo Galetaru, care dudește în noi, scoate o revistă, Sintagme Literare, după părerea mea, cea mai interesantă revistă care apare în mediul rural. De ce nu și mediul rural pot apărea reviste acolo unde există oameni de valoare? Sintagme Literare, nu știu dacă este aici. O salut pe poeta Ela Iacob, de la Realitatea Brățeană. În sfârșit, îi salut pe admirabilii și liderii mei colegi de la revista Arca General, care se află aici și cărora le sunt infinit îndatorat. Este vorba de Romulus Bucur, de George Schwarz, de George Mocuza, Ioan Matius, Olic Lucota, Lucia Cunțureanu, Lia Paul, Orea Bucureanu și ceilalți pe care nu-i pomenesc și care, dacă sunt aici, le cer iertare că nu i-am pomenut. Firește, alături de aceștia sunt prezenți încă scriitori de prima mână, unii dintre ei extraordinar de importanți. În primul rând, mă refer la Ion Mureșan, poetul Ion Mureșan, fondator al revistei Clujene Verso, recent deținător al Marelui Premiu Național de Poezie Mihai Eminescu. Alături de el, ca întotdeauna, editorul George Țărmure. Îl salut pe poetul Robert Șerban. O salut pe poeta Dagmar Maria Anoca, poetă în limba slovacă și limba română, reprezentant a revistei Naše Snahy, în limba slovacă. Îl salut pe prozatorul Cornel Mistea, pe poetul Mihai Gheru, pe criticul literar, prozatorul și poetul Felix Nicolau, pe doamna Lia Alb, prozatoare, pe Nicolae Sechei, pe Ilie Chelariu, Ioan Corlan, Lavina Ionaia, pe poetul Petru M.H., pe Andrei Mocuța, pe Carmea Neamcu, pe Domnica Bob, pe Diana Achim, pe Constantin Butunoi, pe Petru Domn, pe Ioan Tehelea. Probabil că mi-au scăpat ceva, le cer iertare. Oricum, suntem o echipă destul de consistentă, ca să zic așa. Înainte de a intra în problemele colocului, și de a-l ruga pe domnul Nicolae Manulescu, care mi se pare autoritatea indiscutabilă în materie, o să rog pe domnul președinte al Consiliului Județean, care ne face onoarea să fie de față, să fiți felicitați și să vă spunem că avem un deosebit respect pentru cei care reușesc astăzi să mențină aceste reviste în viață. Dincolo de greutățile, să spunem, materiale, financiare, care duc ca de multe ori să fie foarte greu să menții o astfel de revistă în viață, sunt și alte lucruri care, cel puțin pe mine, mă îngrijorează. Pentru că astăzi spațiul public este bombardat și dus în extrem de ceea ce ni se vinde sau ceea ce ni se încearcă să ni se prezinte, mai ales în acea zonă audio-video și în special video, televiziunea,
care este ocupată în momentul de față de cu totul altceva decât de ceea ce ar trebui să ducă la o mai bună înțelegere, inclusiv a ceea ce înseamnă să fii român astăzi în Europa. Și spun acest lucru pentru că noi, Consiliul Județean Arad, dincolo de lucrurile firești pe care orice consiliu sau orice primărie le face, și anume să încearce să dezvolte infrastructura de drumuri, infrastructura de apă, de canal, de toate celelalte care astăzi sunt, spunem, teme principale ale oricărei administrații locale, încercăm prin Centru Cultural să sprijinim activități care să mențină în viață multe din lucrurile care ne zdrag în acest județ. Și eu cred că suntem unul din consiliile județene care acordăm un sprijin important activităților culturale și nu numai, pentru că și sportul și toate celelalte lucruri vin în sprijinul acestei idei. Așa cum am luat și sistemul de sănătate, Consiliul Județean având în județul Arad 90% din sistemul de sănătate în subordine, am încercat să investim mult și în această zonă, pentru că, dincolo de orice percepție politică, cred că atât cultura cât și sănătatea n-au culoare politică. Dacă un drum îl mai decizi prin forța împrejurărilor că merge într-o anumită direcție, deși nici asta nu ar trebui să se întâmple, atât cultura cât și sănătatea nu pot fi direcționate punctual. Sprijinim toate instituțiile care activează în această zonă și încercăm în fiecare an să avem o paletă cât mai largă de activități care să creeze la Arad un loc propice ca astfel de manifestări să aibă o desfășurare corectă și în favoarea județului și nu numai. Urez mult succes tuturor și cu drag și întotdeauna Consiliul Județean prin Centrul Cultural va sprijini activități care să facă în așa fel încât dumneavoastră și alți colegi să se simtă bine primiți în județul nostru și o parte din ceea ce avem bani public să meargă și spre cultură. Chiar dacă vor fi critici întotdeauna din zona politică și noi avem întotdeauna în Consiliul Județean când dezbatem bugetul, când ajungem prin comisii, când ajungem la Centrul Cultural, întotdeauna sunt comentarii că de ce asta sau de ce cealaltă. Dar așa este viața noastră politică și cu toate acestea reușim întotdeauna să trecem peste astfel de momente și să alocăm resursa financiară. Pentru că aici este rolul nostru. De aici încolo este rolul dumneavoastră și altor colegi să pună în mult mai mare valoare decât cifra trecută într-o filă de buget, să valorizeze mult mai mult această resursă financiară. Vă mulțumesc și vă urez succes tuturor! Oricât de inspirați am fi noi, oricât de talentați, oricât de bun ar fi pe așa literatura noastră, editarea unei reviste de cultură, mai ales în aceste vremuri superbe de tranziție, n-ar fi cu putință fără bani, să o spunem pe aia dreaptă. Bani pentru apariția revistei Arca și existența revistei Arca sunt asigurate de Centrul Cultural Județean. O rog pe doamna Ana Maria Dragoș, cu care avem o colaborare excelentă, să spună câteva cuvinte. Bună ziua! În primul rând doresc să spun bine ați venit și nu în al doilea rând să urez revistei Arca mulți ani înainte și
Și astăzi, la un moment de sărbătoare, m-aș bucura că la Arad revistele de cultură să hotărească un drum comun, pentru că, de ce nu, la finalul acestui coloviu, să întocmim un document prin care excelența sa, domnul Nicolae Manolescu, să îl aducă celor care ne conduc acum de la București, spre a da o direcție clară și fixă revistelor de cultură și, de ce nu, să obținem o subvenție sigură pentru aceste reviste care sunt la nivel național, să primim o subvenție și să se înțeleagă care este rolul acestor reviste de cultură. Mă scuzați că am emoții. Vă doresc încă o dată la mulți ani, mulțumim colaboratorilor revistei ARCA și vă doresc multă putere de muncă. Mulțumesc! Gata, începe dezbaterea, discuțiile despre starea revistelor de cultură și ferește că oferă într-o publicație din ARCA, poate cu excepția unui anual pe care îl făcea domnul Florin Bănescu pe vremuri, dar asta e una din ironiile sorții. Revenind la subiect, care e viața noastră, de fapt, aș vrea să spun că, după părerea mea, nu există, de fapt, o criză a revistelor culturale. Ca dovadă că, făcând drumul ăsta de 20 de pași de la ușă până aici, deja am adunat un tenculeț de reviste. Deci, revistele literare din România există și sunt mult mai multe, chiar decât le știm noi toți, chiar cei mai informați dintre noi, cum ar fi. Avem doi oameni foarte informați, pe domnul Nicolae Manolescu și pe Robert Șerban. Ei știu tot în materie de revistă, de cultură, dar cred că sunt mult mai multe. Chiar în Timișoara am aflat acum cu surprindere că mai există vreo 3 sau 4 reviste culturale pe care nu le-am văzut în viața mea. Cred însă că problema e cu adevărat gravă, pentru că, deși eu repet, nu avem o criză a revistelor, avem o criză a cititorilor. Aici este marea problemă. Și multă vreme am fost dintre cei care m-am iluzionat că, de fapt, problema este distribuția. Așa este, e o mare problemă. Problema este, de fapt, cititorul, pentru că, și mă refer la revista Orizont, ne-am străduit, cel puțin în, să zicem, în Timișoara, unde putem să controlăm, ca revista să fie la toate chioșcurile și importante și mai puțin importante, dar asta nu înseamnă că ea se vindea cu adevărat. Deci e clar că ceva e defect în societatea românească, și asta nu ține nici măcar de un dispreț față de elită. Elită e, cred, oricine e în elită dacă face treaba bună. În mod paradoxal, cred că avem și câțiva politicieni de elită, pentru că și ei sunt asta, sunt un fel de crema a cremelor. Și până la urmă avem o misiune pe care societatea, într-un moment de luciditate, ne-a adresat-o, și anume aceea de a ne ocupa și de partea de sus a testei umane, nu numai de celelalte părți ale trupului, de care văd că se ocupă din plin televiziunile și tot felul de alte canale de comunicare, internet și așa mai departe. Nu știu ce e de făcut aici, ci cred că noi, oricum ne-am întâlnit între noi, nu vom reuși să facem nimic. Cred că problema cu adevărat dramatică a acestei țări provine din educație. Acolo s-a stricat tot și s-a stricat în 1990, când niște demoni care puseseră atunci mâna pe politică au simțit că pericolul pentru ei provine din partea unor minți care judecă limbete, care judecă liber. Și atunci toată acțiunea a fost foarte atent. A fost de a degrada învățământul. Prin formele pe care le știm, niciodată până vreme vreo 10 ani, învățământul nu a fost sprijinit cum merita. Scriitorii au fost, profesori au fost ultimii care au primit acele adaosuri la salari, spunea ei vor înțelege.
Nu, cine nu înțelegeau? Nu înțelegeau minerii, nu înțelegeau ofițerii. Ofițerii, de toate felurile, nu înțelegeau chiar politicienii. Acolo, Petris a fost întotdeauna suficient de rezervă de bani. E limpede, ne-am pierdut partida din punctul ăsta de vedere, pentru că, credând așa cum Școlea Lungureanu și Adriana Papeci și foarte mulți dintre cei de față suntem în contact cu studenții, îi vedem, vin în anul întâi de facultate la o specializare care pe vremea când eram noi studenți se numea Facultatea de Citit Romane. Noi eram, acum aș fi încântat să mi se spună asta, vin fără să fi citit absolut nicio carte. Absolut nicio carte. Vorbesc de studenți la litere, nu vorbesc de alte specializări. Deci, din punctul ăsta de vedere, trebuie să ieșim cumva din această încercuire care primejdește toată societatea românească. Ne îmbătăm cu micile noastre succese. Noi, la Orizont, avem un noroc, că nu pot să spun că e o strategie de marketing chiar atât de perfecționată. Avem noroc să fim, credem noi, citiți, pentru că sunt un tiraj care se vinde aproape exclusiv prin abonament. Dar nu despre asta e vorba. Ce facem? Ce facem peste 5 ani? Domnul Manulescu tot ne amenință, o să vedeți voi când o să am eu 90 de ani și voi nu veți mai fi. Așa se va întâmpla, de fapt, dar înainte de a dispărea, vor dispărea, din păcate, revistele liberale. Deci cred că trebuie să găsim fiecare acolo în locul nostru niște strategii mai agresive de a pătrunde, de a arăta la ce e bună o revistă culturală. De a demara, dacă e necesar, o nouă alfabetizare. E într-un fel blestemul nostru. Mereu am luat-o de la capăt. De când existăm. Și eu cred că existăm cam de pe vremea pașoptismului, din punct de vedere cultural. Așa am luat-o după primul război mondial, cu un anumit tip de reculturalizare, prin realfabetizare. Am luat-o și după al doilea război mondial, chiar dacă într-o direcție sinistră, dar din punct de vedere tehnic era corectă. Așa că reînvățăm ABC-ul citirii presei culturale. De ce? Pentru că aici îl citești eu pe Mircea Binescu, se spunea la un moment dat tractoare românești cum face și în Bulgaria. Și orice produs din ăsta de consum, cultura română însă nu putea face decât aici. Și am crezut o fatalitate. Ori dispărem, ori trebuie să găsim mijloace practice. Și ele nu sunt complicate. Nu sunt niște mari subtilități. Să chemăm acum specialiști americani să ne spună cum merg revistele culturale. Acolo merg foarte bine, în ciuda aparențelor. Pentru că ele se adresează într-o societate foarte stratificată exact publicului țintă. Noi, în România, suntem iar blestemați să ne adresăm într-un fel tuturor și nimănui. Revistele culturale au fost pe post de Panion, e exemplu celebru cu al colecției convorbirilor literare care au fost puse la niște tratative foarte decisive pentru istoria României pe masă, ca o dovadă ăștia suntem și a funcționat. Și la polul celălalt este acest neam. De-aia pot să fac oricât apeluri, că știu că nu le vom urma, dar ca un fel de diagnostic, eu spun că nu revistele culturale sunt problema. Aparent mai bine sau mai rău, mai bine scrise sau mai prost scrise, problema este ce facem cu ele, ce se întâmplă în minutul plus 1 după ce ies din tipografie. Mulțumesc! Da. Observ că sunt și alte omisiuni. Era foarte inevitabil. Îi salut prezența domnului Viorel Grațiu din Arad, primul și unicul traducător al Noului Testament în limba greacă veche. Dacă ne-am crezut la urmă,
Cel Mare a Bacos, președintele secției de proză, mai mare fiare a unui scriitorilor, după aceea de poezie, da, dimensiunile lui sunt mai mari decât ale Ciparii, așa că... Da, vă rog, cine dorește? Poate vorbi? Da. Domnul Brăgeanu. Problema specialistul marketing american a sfătuit să se conceapă nu ca vânzător de store-uri pentru geamuri, ci ca om care se ocupă cu lumina, cu intrarea luminii în casă. Astfel încât el și-a lărgit sfera gândirii și a comerțului și a scăpat de faliment. Eu nu zic că dacă noi vom urma scara pe care l-am desenat-o eu aici, o să și scăpăm de faliment. Eu cred că revista de cultură în cultură e treapta ultimă. Treapta următoare ar fi cultura în control și de ea legată școala în control. Lucrul pe care l-a spus și Mircea Mingăieș. Știu și eu că nu se mai citește nici în liceu, ci destul de puțin chiar în facultățile de litere. Deci, cultura în control și școala în control. Am putea să mergem mai departe, dar cred că ar fi prea departe pentru puterile noastre, să ne întrebăm România încotro, pentru că fără cultură și educație nu știm încotro să îndreaptă România. Și am putea să mergem până la capăt și să ne întrebăm lumea încotro. Pentru că oricât ar apărea reviste literare sau de cultură și în America, și acolo ele sunt circumscrise într-un spațiu foarte destrâns. Patria noastră scumpă, există un mod de a se face patriotism, naționalism, trompetistic. Toată lumea dă din gură că își iubește patria, dar mulți dintre cei care spun asta o spun într-o limbă română defectuoasă. Cred că nu mai e nevoie să vă explic că sunt patrioți de carton. Așa cum sunt la noi și industriași de carton, și oameni de afaceri de carton, și așa mai departe. Culmea este că un om care face parte din un partid mereu respins de naționaliștii fervenți române, și anume Partidul Maghiarilor, Hunor Kelemen, la Comisia de Cultură a Parlamentului fiind alocat pentru a redeveni ministru al culturii, a pus pe primul plan, pe unul dintre planurile principale, ca problema națională, problema revistelor de cultură. Nu, patrioții noștri n-au făcut asta până acum. El însă a înțeles, nu s-a referit numai la cele românești, dar evident că în România majoritatea sunt în limba română. Sunt și în limba maghiară, să fie și e foarte bine, chiar așa și trebuie. În al doilea rând, vreau să vă spun altceva. Probabil că puținul interes pentru revistele literare, ca și, spun în paranteză, pentru poezie, vine din democratizarea mediului. Înțelegerea democrației ca o egalitate a tuturor. S-a mai spus asta înaintea mea. Și în cadrul acestei egalități, nu mai suportăm alte ierarhii, avem ierarhiile administrative, ierarhiile politice de ajuns. În cultură, vedeți și dumneavoastră, chiar cuvântul elite este un fel de înjurătură. Îi se spune lui Pleșu că face parte din elită ca să nu îi se spună că e un porc. Îi se spune și asta, desigur, dar în zone mai vesele. În ce privește publicațiile online, vă dau o veste bună. Noi care urmăm totuși modelul american, modelul vestic în orice caz, a trebuit să-l luăm și în cazul ăsta. Unele sunt deja publicații, cred că Time, care acum un an sau doi
treceau online și era mare tristețe în lumea celor care mai știu să citească, foi de cărți și de reviste, se întoarce pe un paper. Așa că, probabil într-un an sau doi, noi cum suntem imitatori eterni ai altor zone culturale, o să începem să ne întoarcem. Acum, ce drept, cotidianul român nu cred că se poate întoarce, pentru că totuși foaia scrisă nu suportă chiar cât suportă spațiul, internetul. Vă țineți minte că se spunea mereu că foile suportă foarte mult, e bine, suportă foarte puțin față de spațiul electronic. Așa că n-aș putea, dragă Vasile Dan, să-ți răspund revista de cultură în control. Dar aș putea să spun că lumea însă e într-o puternică derivă și aș adăuga, încheind, că problema culturală cred că ar trebui adusă în atenția SRI-ului, pentru că este una de siguranță națională. Cultura și educația fac parte din siguranța națională. Ca și afacerile, ca și afacerile curate și deci înlăturarea lor, și cultura și educația fac parte, dacă vom continua așa, românii nu vom mai fi un popor, poate nici o națiune, și o să putem să ne împrăștiem în toate părțile, pentru că fără cultură numai limba e tot mai restrânsă, sunt tot mai puține cuvinte cu care se comunică, cel puțin în presa, mai ales în cea televizată, în cea audio și video. E ușor, nu mai sunt referințe culturale decât foarte rare și alea cred că se înțelese numai de noi care ne întrebăm revista de cultură în cotro. Așadar, cred că nu trebuie să ne lamentăm, dar trebuie să știm totuși pe ce lume trăim și încotro s-ar putea să meargă această lume, chiar dacă mulți dintre noi nu o să mai fim atunci când ea va ajunge acolo, dar pe mine totuși mă interesează să nu se ducă dracului chiar tot. La care ar trebui modificat, nu era decât de adăugat după o virgulă încă o sintagmă, asta dar tot și ar fi asigurați, oarecum, și din punct de vedere legal, în privința dreptului de a edita revista. Alminte, soarta revistelor de cultură, eu fac o parabolă, de exemplu. Imediat facem 100 de ani de când Transilvania și alte părți s-au unit cu România, face dumneavoastră un inventar al instituțiilor de cultură construite de România în această 100 de ani, excluzând câteva case de cultură ale sindicatelor, eventual ale tineretului sau ale studenților. Și să vedem dacă România literară poate atoperi cu ea o coloană. Și este legat de atacul pe dumneavoastră de o viață, dar oricum îl iubiți mai mult decât pe mine. Așa că nu îi jur această voie. Mai mult că a făcut România. Iertați-mă, am simțit așa un frison prin sală când CIS a zis că consiliile județene n-au badau drept. Vă spun în calitate de fost funcționar destul de priceput, pentru că pe lângă această lege a lor de funcționare este legea presiei scrise, ceea ce permite și consiliile județene și primările sunt menționate în mod expressis verbis, ca să zic așa. Deci pot fi funcționare, pot fi subvenționate, să existe doar bunăvoință. Și în general vă spun că așa, prietenește, mai ales că nu e foarte multă presă în sală, nu mai intrați în chestiile astea care pot fi cu dublu deci. Adică de ce să îi alimentăm pe aia care vor să, ca autoritățile locale, să nu dea bani? Nu. Asta vreți? Asta va apărea în presă mine. Da.
Crezi că o să apare ce ai spus, ce chestii inteligente? O să apare exact această chestie. Bun. Cine dă să se ia cuvântul? Da. Domnule președinte. Domnule președinte al Consiliului Județean, distinse prieten al nostru și cel care ne să fim prezenți aici, la Sigăna. Sigur că, având în spate o idee orgolioasă a unei reviste Poezis, dați-mi voie să vă spun că aș adăuga la ce a spus Nicolae Crăceanu următorul lucru, un control, zice el. Eu aș spune, credeți că nu există prea mult orgoliu la aceste reviste care apar peste tot în țară? Este foarte mult orgoliu. Personal. Vreau să gândesc cu voce tare... Să numele revistei, da, Poezis, da. Vorbesc în numele revistei Poezis, de aceea și doresc să spun. Vedeți, totuși, o cronică, o prezență a unui poet în România literară, în Vatra, în viața românească, convorbiri literare, este foarte important. Este cea mai importantă. De multe ori m-am întrebat dacă nu este mult orgoliu în toate aceste pleiadă de reviste care apar în diferite zone. Ei bine, și mă întorc la o revistă care în mai s-o sărbătorim la Satumare 25 de ani. Ei bine, în aceste spații marginale avem de făcut ceva. Să știți că avem de făcut ceva. La Satumare, de exemplu, n-a fost o revistă literară care să depășească trei numere. Se numeau Foițe Culturale. Domnul Manolescu știe ce înseamnă acest lucru. Dar mai mult, sunt dator să spun aici, fiind prezent la Arad, învățământul românesc prin Satul Mare datorează foarte mult vieții politice, spirituale de la Arad și a revistelor vechi, Curentul și Concordia care era aici. Vă amintesc că prima catedră de literatură română din Satul Mare al părintelui Petre Bran a fost salutată de revista de aici, din Arad. Vreau să vă spun că mari oameni ai culturii din Satul Mare s-au refugiat și în perioada interbelică aici, la Arad. Așadar, aduc un salut de la Satul Mare pentru dumneavoastră, cei de la Arad, și aș vrea să vă spun că, din primul lucru, deci primul gând e să îl felicit pe domnul președinte al Consiliului Județean că a pariat pe această formulă. Deci investi în cultură ara. Vă felicit din toată inima pe care și la levare, pe care a făcut. Da. Acum aș vrea să vă atrag atenția asupra următoarelor lucruri. Eu am văzut că într-un spațiu, deci în care nu există instituții de cultură, rezonanța teatrului, a filarmonicilor și așa mai departe a universităților. Apropo, cu universitatea suntem datori Aradului, pentru că secția universității de la dumneavoastră este foarte bună la noi, la Satul Mare. Aș vrea să vă spun că e nevoie de aceste reviste literare. Revistele literare aduc personalități. Mulți au spus ce îl apucă pe Culturescu să facă acel festival la Satul Mare. E bine, vreau să vă spun, prin scritori importanți, dumneavoastră, cu cărțile pe care le-ați donat bibliotecii de acolo, eu cred că totuși a lucrat ceva asupra mentalității noastre de acolo din Satul Mare. Cred că este bine, dar cine se așteaptă? Că, de exemplu, să dai lecții de la Satul Mare, revista Poezii, să dai lecții, nu știu, din ce localitate, cred că se înșală. Revistele acestea, deci, după mine, deci nu am dorit să nu pot să faci o copie la Satul Mare după România literară, după România. De aceea am gândit Poezii în felul în care o știți și dumneavoastră. Nu acest lucru este de făcut, ci este de făcut să ne protejăm valorile locale și prin revistele noastre să vină poezia, să vină literatura acolo în localitățile noastre. Acesta a fost gândul care m-a dus pe mine de-a lungul anilor. Felicitându-i pe colegii de aici, permiteți-mi în final, domnule președinte al Consiliului Județean, să aduc de la Satul Mare un premiu, dacă acceptați, de la o colegă care are tot 25 de ani și să-l oferesc aici în fața dumneavoastră, lui Vasile. Nu, am înțeles că pe colegă, sunt de
trebuie. Mi-a pus o spune la plică. În primul rând, l-aș putea pe domnul președinte să citiți dumneavoastră ce spune. Dacă o altă importanță, deci faptului. Pentru redacția revistei ACA și colaboratorilor ei, pentru 25 de ani de prezență admirată în spațiul cultural național, cu un dialog exigent cu valorile interiorului române și europene. Vă mulțumesc cu revista. Și aceasta spuneți că la acțiunea de la noi, să rămâneți în gămara atât de loc, în dreptul lui Vasile. Vreau să spun că descoper încă o misiune, am omis-o pe poeta din Rodrigo Vârșeț, nu? Din Vârșeț, din județul vecin. Soția importantului poet, cel puțin eu l-am avea foarte tare, pentru că tu dispărut de mult dintre ei. Îi mulțumesc că a venit la mai bine literaturile regionale. Domnul Mireș vorbea de nouă alfabetizare. Este foarte important să gândim nouă alfabetizare și citesc cu mare plăcere revistele format carte care își propune dicționare de scritură. Trebuie să vedem, să-i vedem, să știm pe cei care au fost, fiindcă începem, avem o viteză de a uita, coșmăresc. Uităm foarte repede. Uităm foarte repede pe cei care au fost și mai ales pe cei care au fost lângă noi. De asta accentele, cred că e important să le mutăm pe revistele regionale, să ne bucurăm că există reviste regionale excepționale și că, evident, autoritatea crește dacă în România literară apare un ciclu de poezii sau recenzii. Dar problema regionalizării, a geografiei literare, începe să fie una decisivă pentru una așezare a societății românești, în care totuși trebuie să sperăm. Da, mulțumesc, domnule. Pe ce se bazează acest localism a revistelor? Cei care am lucrat câțiva ani în Comisia de Primire în Uniunea Scriitorilor, vedem că toată lumea vrea să fie scriitor. Că este o treabă de mare mândrie să ai acel carnet și nu numai neapărat pentru pensia respectivă. Este o împlinire pentru că fiecare om care acum poate să scrie biografia și o consideră cea mai interesantă dintre toate biografiile, vrea să-și vadă aceste rânduri. Și atunci există atâtea reviste câți autori sunt, și adevărat, mai puține, mai multe decât cititori. Este foarte important să cunoști cititorul, să cunoști scriitorul. În România te cunoști mai mult dacă ești pe sticlă. Dacă nu ești pe sticlă, nu existi. Și în România avem o... Poate nu numai în România, dar avem în orice caz o împărțire a scriitorilor și nu a operelor literare. Noi vorbim despre scriitor, nu despre ceea ce au scris ei. Și asta este probabil cea mai mare tragedie din literatura română. Și, nu, și revistele literare nu fac excepție de la acest lucru. Există o viață piramidală și în ce se firește fie așa și în viața literară. Numai că dacă deschid o revistă de cultură cât de cât cunoscută la ora actuală, știi de la început dacă vezi o semnătură despre cine scrie și vezi și cum îl laudă. La ora actuală nu se mai fac demolări, cum s-a făcut pe vremuri. La ora actuală, demolarea cea mai simplă
fără este prin tăcere. Și foarte mulți oameni care nu intră în vederile acestei structuri, nu există pur și simplu. Cred că principala problemă la ora actuală este ca și cuvântul scris să fie la fel de vizibil ca și cuvântul de pe vorbit pe micul ecran. Și acest lucru îl fac niște televiziuni locale care însă nu reușesc să locuiască mari televiziuni. Pentru că televiziunile locale nu sunt pe rețelele mari de cablu și atunci nu mai schimbă canalul. Cred că acesta este marea problemă la ora actuală a revizorilor. Revizorile vor supraviețui atâta timp cât există această filotomie, această dorință de memorire a fiecăruia dintre cei care scriu câteva cuvinte. Problema mare este aceea de a găsi o ordine și în viața literară, pentru ca ierarhiile să fie făcute după operă și nu după autor. Atât. Am mai scris doi, Adrian Popescu. Se pregătește Gabriel Chifu și se pregătește... Cum îl v-am primit? Cu pescuț sau sub scut, ca să spun așa. Păi trebuie să o scut la pensie. Că da, așa a spus unii, au spus unii că ar fi gestul cel mai frumos, că la 65 de ani steau să fie scoasă la pensie. Sper că nu se va întâmpla așa, eu am încredere în cele două inițiative legislative susținute și de colegii noștri și de eforturile conducerii Uniunii. Am încredere și în legea timbrului literar, care iarăși ar fi o salvare, oricum venind din două părți aceste proptele, să spunem, aceste schele, ar reînălța sau restaura această construcție a revistelor. Cele 8 sau 9 de patrimoniu, s-a spus. Paradoxul de care vorbeam la început e următorul. Există un fel de, spunea cineva, o dictatură a relativismului, de ceea ce înseamnă un spirit democratic, cum poate s-a spus, prost înțeles. Eu îi spun un relativism, un fel de amestecare a valorilor, încât cei care, cum să spun, ajung să scrie, fie și o rachetă modestă, să cred deja scriitor de prima linie, și este o modă, s-a spus, cred că, de către domnul Jaț, a scrisului, deci dă un fel de onorabilitate. Până acum chiar o parte a clasei politice se dădea de ceasul morții să-și dea doctorat. Acum, probabil că a fi scriitor cu carnet înseamnă iarăși un certificat de onorabilitate. Lucrurile nu stau totuși așa, pentru că până ajunge a fi un scriitor adevărat, trebuie să parcurgi niște trepte, cum să spun, de inițiere, de culturalizare, de formare și continuitatea, ruptura și scandalul. Din acest punct de vedere, critica literară iarăși spun că dacă lipsește spiritul critic în general, pulverizează și relativizează toată această însemnătate formatoare a revistelor literare. Facebook-ul, sigur că da, e un mod de a conversa, dar unul fără nicio obligativitate, fără nicio responsabilitate. De-aia revistele literare sunt atât de necesare să instituie nu un control, să spunem, ci un ghidaj, dacă vreți, printre valori. Și respectarea, în fond, a unei structuri care, în cele din urmă, trebuie să fie piramidală, n-ai cum face, că altfel orice este înlocuibil cu orice și totul devine posibil. Și nu mai avem criterii morale și criterii axiologice. Asta e rolul revistelor, ăsta trebuie menținut, de aceea să fac eforturi și merită făcut pentru câteva reviste, să nu le zicem de direcție, dar oricum formatoare și purtătoare de sens, de substanță și de filă valorică. Mulțumesc! Da, mulțumesc, domnul Gabriel Chifu. Nu stau cu microfonul meu, te rog. Descurcă-te, ce facem aici? Am pendulat aici, cum era normal, într-o perspectivă foarte largă, între întrebări de simți și tulburătoare și
într-o privire de aproape, accentuând soluțiile concrete și ale clipei. Eu cred că trebuie să reținem de pildă una din formulările lansate în dezbaterea noastră. Există trei timpi ai, ai revistelor literare. Este un trecut și toți am căzut de acord că el este glorios în sensul că investiția în cultura scrisă care s-a făcut în timp a avut un efect înzecit, benefic asupra țării. România modernă datorează mult revistelor de cultură. Ceea ce voiam să demonstrăm, trecutul ne ajută să demonstrăm viabilitatea acestui proiect, revistele literare, pentru această țară. Avem un prezent și el este absolut unul care ar putea fi comparat cu un mers pe sârmă. În fiecare clipă ne aflăm pe marginea prăpastiei. Există soluții, dar astea sunt niște soluții locale, particulare, nu există însă o unitate de măsură la nivelul național. O unitate de măsură și care să cuprindă o soluție coerentă și de durată pentru revistele de cultură. Și, evident, întrebarea din genericul dezbaterii noastre încotro revistele este una care sună îngrijorător. Nu putem avea un viitor când prezentul este atât de nesigur. Iarăși, s-a vorbit și trebuie să ținem seama de asta. Situația revistelor de cultură nu poate fi rost din moment ce situația învățământului, a educației, este într-o degringoladă, sunt într-o degringoladă atât de învățământul și educația sunt într-o degringoladă evidentă și lumea își pierde accesul, să spunem, la a citi, care înseamnă a gândi și așa mai departe. Și se mulțumește cu hrană mestecată de agata oferită în special de televiziuni. Dacă nu vom rezolva sau nu se va rezolva aici problema învățământului din România, n-are cum să stea pe rol de această instituție a revistei de cultură. Nu vom avea cititori, oamenii nu vor înțelege de ce e nevoie de revistele de cultură. Și evident și învățământul, e bun lansul acela de întrebări, învățământul este și ea o verigă dintr-un lanț de întrebări angoasante, nu merge, încotro merge și cum merge țara asta, în ce derivă se află lumea. Cred că trebuie să ne punem următoarea problemă când vorbim de revistele de cultură. S-a făcut o greșeală, zic eu, după 1990. Au fost tratate ca niște instituții de presă. Nu, sunt niște instituții de cultură fundamentale pentru statul român și trebuie să aibă tratamentul cuvenit. Rolul lor care este? Ele sunt casa care țin în viață literatura română de azi. Literatura vie are nevoie de o casă și această casă o formează revistele de cultură. Nu trebuie să așteptăm neapărat mări și oceane de cititori. Dacă într-o perioadă nu intră foarte multă lume în muzee, noi închidem muzeele sau distrugem lucrurile, nu. Noi trebuie să creăm un fundament pentru literatura română vie și asta se poate face printr-o lege. Uniunea Scriitorilor a avut această inițiativă, o lege de subvenționare a revistelor de cultură de prestigiu. S-a tot vorbit aici de reviste de top, reviste de elită, reviste de direcție. Aceste reviste ce sunt în fond? Acele reviste care au și un trecut glorios în spate, dar reviste care astăzi aplică mai bine, mai coerent, spiritul critic
și care sunt până la urmă niște călăuze pentru noi. Orice revistă e bine să existe, dar sunt câteva care trebuie neapărat să existe. Repet, asta se poate face printr-o lege de subvenționare. Acum aceste reviste trăiesc tot timpul mergând pe o sârmă foarte îngustă deasupra hăului. Nu pot duce așa, este absolut devastator pentru cei care se află în situația respectivă. În clipa asta trebuie să punem un accent. Statul român foarte bine face. Investește, subvenționează reviste ale minorităților. Excelent, foarte bine. Reviste armene, ale armenilor, sârbilor, maghiarilor, slovaci, etc., au o subvenție de la statul român. Uneori, reviste ale comunităților românești de peste granițe sunt în atenția statului român și primesc subvenție. Hai să ne declarăm minorități. Da. Păi suntem niște... Cultura chiar e minorități. Da. Dar marile reviste românești nu interesează. Acest lucru este, aș zice eu, sinucigaș. Nu știu dacă e foarte, e prea mare cuvântul și nu apreciază corect situația. E sinucigaș pentru statul român. Sper să avem o soluție pentru asta. Apoi, suntem aici să sărbătorim revista Arta, am primit 25 de ani. A intrat în 25, nu mai contează, cert e că are un sfert de drag. Ea este exemplară dintr-un punct de vedere. Eu privind de la distanță, e un avantaj să privești de la distanță această publicație, am observat că aici a fost, nu exista o tradiție, să spunem, nu exista o revistă, dar a fost un grup de scriitori foarte valoroși. Dacă ești dacă într-un loc există oameni de vocație, ei pot să schimbe semnul locului acela. Așa s-a întâmplat la Arta. Un grup de scriitori valoroși și-a creat un instrument, revista Arta, și apoi revista Arta, devenind o revistă respectată, fiindcă este o revistă care contează în ierarhiile literare din țară, a devenit un instrument care ridică toată comunitatea scriitoricească și pe fiecare în parte. Felicit Consiliul Județean, îi felicit pe colegii noștri de aici și poate prezența noastră aici este și un semn al acestei aprecieri și solidarități. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Lucian Vasileu, dar chiar încă s-a schimbat tema. România încotro, școala încotro, cultura încotro, revistele încotro. Îmi pun și eu câteva întrebări. Încotro, încotro sau încotrocent? Filotimie sau filotomie? Probabil prietenul nostru s-a gândit la Toma Darvinov, filotomie. Aia e filotomism. Da. Da. Eu prefer formula latinească, să facem de domnul Barroso, și lângă Constantul Pavel Roberta, e astăzi în Valea Timocului. E voie godină, mă simt voie god și eu cred că vecinii europeni. Mă ales că sunt și tot felul minoritar acum de când cu o vreme Mării Negre și cu... Am spus foarte bine excelență, că revistele sunt și incomode, mai ales pentru politică. A dovadă că în 1940 povernici am interzis, ale corso exilat să culeagă folclor de la mănăstirile din Brancea, ca să iei smolog literar de diari. Nu se duceau la țară ca să aibă unde să scrie liniștiți. Alexandru s-a acolo și a scris Minorița, că ăsta Culeso. Bineînțeles, a Reculeso. Era în Reculeso, în refacere, de vacanță forțată de partea domniei de atunci, apropo de temă și anatemă, doamne președinte. Eu mai colocviam, că am mai fost la colocvii dedicate presei, dar finanțate cu gaz metan, la media și odinioară. Între timp, conducta și a promis din Turcia, s-a înnecat tot în lacul nostru mai mare. Dar revenind, spuneam că sunt și eu minoritar, după 40 de ani, am făcut armata aici, m-am repartizat pe tatăl la Vașovia, să citesc casa memorială de la Șiria, a junimistului Slavici. După 40 de ani mă întorc tot soldat în armia
noastră culturală, Dacia Literară a apărut în format carte la 1940. Știți, la bacalaureat, domnul președinte al județului, Eve, bacalaureat etern, programul Daciei Literare. Și pe întrebarea s-a pus, asta e revista, asta e carte. Da, deci era formatul carte și știau ca să obiști ce știau, acolo de Cornelul Duream. Înapoi la carte. Mălărescu înapoi la Mălărescu, noi înapoi la carte. Există format carte. Primul ziar și revin la problema Dunării, gurilor Dunării și gurilor noastre concorbitoare. Primul ziar care a apărut în principatele noastre se datorează generalului Potemkin. A apărut în 1790 în limba franceză. Era ziar de informație militară. Potemkin fusese trimis de țarina Ecaterina a II-a cu trupele tot aici spre gurile Dunării și spre Marea Neagră. Și atunci ca să informeze sătenii, preoții, dascării, vremurile de atunci, a lansat 1790 la Iași, Curier de Moldavie. În limba franceză. În franceză. Mă uit la prieteni noștri soldați din Transnistria. Mă gândesc cu groază că ne întoarcem precum se făie prin Harghita, Covasna, Odinioară, că ne întoarcem în marginea Europei spre estul Transnistrean. Dar nu întoarcem cu Bunevește. Și vă spun una mai veselă, de aceea mulțumesc, mai la urmă v-a streștuit, că ai pus porumbei, măsline, de toate ne-ai pus în arca ta, noi mergem spre Ararat, în Govor, în transumanță cu arca Arădeană și Chei. Îmi amintesc că acum 40 de ani când făceam armata pe aici cu Slavici, pe lângă Șirea de acolo și erau vinuri foarte bune, nu ca Sarasară, ci vin am băut, că am visat pe momentul de Veronica Mică. Am publicat în gazeta militară de atunci, cred că se chema Scutul Patriei, m-a rugat comandantul și ești din Moldova, cu Maiau, cu Călimara Șpondeu, că am publicat aici Călimara Șpondeu, eu îmi vreau de la Moșlăcă. Mai era mintinul de la calculatoare ce tine, cum scria și Rostea Crang, abecedarul și manualul alternativ. Mi-a zis comandant, scriu poezie de-asta patriotică, nu patriotartă, zice el. Nu cu Stalin, tot pe cuvânt, dar îți găsești tu ceva. Și de cum? M-a publicat în Gazeta Națională, numită Scutul Patriei, și am primit premiul, dragă Vasile. Am primit premiul duminică liberă, să fii liberă o duminică în armata tratată la Varșovia, să mergi pe dealul Mocra, să mergi prin țâr, să stai de vorbă arădeni și să vedea în locul vieții. Mă rog să ne-o spui, mai zia. Am primit la Varșovia, am mers în Hristos și m-am aplicat la Varșovia, să scot steaua, când steaua avea vreo 20 de ani, așa și... Da, așa. Încă cu gândul cel mai frumos, mulțumesc că după 40 de ani ne regăsim în arca Noie, Gădița Noie de Arad. Arad nu Noie, Manuleu. Primează cu Bârlat, tot cu Bârlat, Arad, Bârlat, Tachi, Angheșca, Târe, Ecumenici, Spiritele, și cu Constantin Smiar. Știe de ce Arad primează cu Constantin Smiar? Domnul Manulescu. A fost în Alianța Civică. Și ca să ia cu prietenul celor de așa, prieteni moldavi, secuina moldavă de la granița de est a Europei, mă privisește următorul lucru, domnule președinte. Acest Constantin Simirat, care rimează și cu Arad, era demnitar local, primar, l-a votat, Alianța Civică, am venit la Coțușca, la Botoșan, mai să votăm un primar să aibă grijă de cultură, de literatură, de patrimoniu. Ei, ne-am inscrit-o. Da, la un moment dat, vedeți-ne, prin târgul ieșilor și Nicolae Grăicianu și amintește, ne oprea și întreba, băi, Mihai Rusache are slujbă, Cezar Ivănescu vine de la București să-i dăm apartament, mai știți un artist pe ești din Iași care n-are soție, copilă, noi suntem o familie, dar nu-i treabă, dar nu-i cartemir, dar nu-i dă soție, ce ne facem la ei? Vă dăm slujbe, voi trebuie să faceți literatură, noi politică, voi ne învățați și noi vă dăm finanță, să mergeți la Crăștiu, să mergeți la biserică, să faceți armata la NATO, nu la Varșovia din nou și așa mai departe. Acești demnitari, ca și în vremea lui Titu Maiorescu,
Eu aștept 90 de dar să-mi trească domnul analist să devină ministru plătării și instituțiunii publice și atunci... Ce cu mine nu-i? Păi da! Nu știu dacă eu, spunea Mircea, că dacă eu voi mai trăi să apuc momentul în care dumneavoastră să fiți ministru culturii și împreună cu UDMR-ul, chiar o găsire online, să găsim convorbiri literarie cu medici și pastorale. Auzi, Răduceam, la Consiliul Unii Scriitorilor n-ai umorul ăsta de obicei. Nu m-am mai înscris la vot, că știam cum așteaptă Transnistria și armata asta acolo, că am pierdut, cum se cheamă? Aici nu ți-e frică? Nu, doi pași. L-am votat pe Gelu Dorean, zice, Gelu, tu ești Eminescu, Ipotești, Veronica Micle, Eminescologie, ai și tu răuțeți, batalioane, treceți lacul codrilor albastru. Și așa mai departe. Și eu am învățat de vorba lui Casian, că el are clauza națiunii cele mai favorizate. Ca și de ce vă încoace, nu mă tot desmă. Stai că e o lei bată după care facem o pauză, că avem mari presiuni din partea fumătorilor. Corect. Asta voiam să spun până la urmă, că vorba de stomime e un titlu bun de revistă de cultură. Nu încotrova, încotrocem, ci Vobatis Domine. Și i-am dat un motto. Acum, în funde se duce țara, învățământul, acum și Dumnezeu, că se duce. Păi aici e întrebarea fundamentală. Exact. Eu aici fac poate să răspund la urmă. Vă autorizez că am venit să vă întâlnesc pe toți și, în primul rând, pe Vasile Dan. Trebuie să spun că primul și Vasile Dan există o relație cu totul aparte. În sensul că el este primul meu maestru. Vasile Dan este mai mare de 4 ani și întâmplarea face să fiu născut, întâmplarea sau nu, face să fiu născut în același sat. Așa că satul nostru, deocamdată, să știți, este singurul caz în care s-au născut doi poeți. Iar faptul că suntem și redactor șef al două reviste de cultură foarte important. Și șef de filiale. Acesta pune în relief faptul că ne-am născut în același sat. Acum, problema bună, fiindcă problemele serioase care nu s-au făcut, o să rezolvă posteritatea. Va apărea al treilea poet până atunci. Problema pe care vreau să mă pun alături de dumneavoastră în fața noastră este valoarea revistelor de cultură care apar în București, nu în mari centri universitare, ci în zone mai bine, în zone marginale, unde, bineînțeles, că există scriitori nu atât de vizibili, există scriitori nu atât de importanți și spiritul critic este, dacă nu lipsește cu desăvârșire, este așa puțin un băiat. Sunt de acord că o evaluare de reviste de cultură, de o reviste literară, este dată de spiritul critic care se practică la acea revistă. Personal, la revistă de cultură, am încercat să racolez sau dacă nu să formez o echipă de critici care să asigure valoarea acestei reviste. Înainte să dea așa vorbire, trebuie să îmi felicit pe domnul președinte al Consiliului Județean pentru gestul absolut nobil de sprijinire a revistei ACAR. Eu însă nu sunt sprijinit. Revista Discovery, în al doilea, este sprijinită de un președinte, partea semnătorului noastră este urmă de un domnul și mai există un politic important, Mircea Alba, care finanțează chiar revista Discovery. S-a vorbit de faptul că au apărut foarte multe reviste și sunt destul de numeroase reviste de cultură. Cele mai multe din aceste reviste au apărut ca o expresie a frustrării. Cele mai multe dintre scriitorii care au
făcut aceste reviste înainte de 1989, erau ignorați, erau dați la o parte, nu erau pur și simplu publicați. Exista un fel de, feudalizare a vieții culturale, vieții literare înainte de 1989 și așa se explică faptul că scriitori importanți astăzi, după 24 ani de la Revoluție, scriitori importanți astăzi pot apărea ca niște subiecte pentru că oamenii aceștia scriau și înainte de 1989 și erau pur și simplu ignorați. Problema, o altă problemă pe care vreau să, o pun, să o discut, este faptul că în acești ultimi 24 de ani, raportul capitală provincie s-a schimbat, a suportat metamorfoze foarte serioase. Dacă înainte de 1989 cele mai importante reviste sau ecouri veneau din București, pentru că apăreau două reviste importante, trei, Viața Luminească, Lucea, Curta Mare, de România Literară, sau, deci dacă veneau ecouri din București, iar provincia era un fel de, era acceptată ca un fel de second hand al valorii literare. De data aceasta, în ultimii 24, dar la revistele nu apărute, în Transilvania, cu deosebire, dar nu numai în Transilvania, se există un schimb critic foarte, foarte lansat și bănește versiuni de acord în sensul acesta, dacă înainte de 1989 autoritatea critică funcționa doar în București, și totul venea de la București. De data aceasta, în acest an, autoritatea critică nu s-a încălcat, s-a redistribuit, a trebuit să se în această perioadă de critică și de personalitate, care au reușit să schimbe și ideea, conceptul de autoritate critică. Pentru autoritatea critică nu mai este reconocibilă doar în capitală, este reconocibilă practic în toate zonele culturale, în toate zonele de afară, în o revistă bună, de literară importantă. Repet, și cu asta încheie, spiritul critic este cel mai important element al unei reviste de cultură. Prietenul al meu, regretat, poetul Augustin Pop, după ce am întâlnit alături de Cornelisa și astăzi, doar scriitor și am văzut la revista de cultură, mi-a spus că m-am întrebat câtă vreme e nevoie pentru a lansa, pentru a asigura viitorul unei, pentru a asigura prestigiul unei reviste de cultură. Și el mi-a spus 5 ani. Revista noastră va fi 25 ani și că nu are prestigiul pe care contam și pe care îl contăm în continuare. Dar atâta timp cât oamenii care se născut ca Alexandru Cistercan, care este aici de față, acceptă să publice revista Discovol, înseamnă un lucru foarte important, înseamnă faptul că revista își învinge obsesia de a nu fi provincială. Dar mulțumesc o întrebare, am spus că vreau în pauză, dar Casian Maria Stier nu trebuie să plece, care cred, și îi dăm cuvântul, după care facem pauză de 15 minute. Da, mulțumesc foarte mult, mulțumesc. Aș vrea să nu pierzi trenul. Da, sigur cred. După ce Petru Lucian a făcut o introducere în poporul Junimei cu Dan, aș vrea să trecem și ce noi așa de multe, aș vrea. Cred că educația rămâne mereu marea hiba noastră și am o mică poveste cu un tânăr care mi-a trimis niște materiale la Comorbid prin e-mail, așa e modă, am rugat să vin la redacție, am venit la redacție, am constatat că eu de fapt era din București, eu fiind în Iași, dar am întâlnit și eu spun că ești în București, am crezut că ești în Iași, mă rog. El terminase liceu, intrase la facultate și mi-a folosit o chestie care m-a îngrozit. Faptul că profesoara lui de română i-a predat Comorbidul cu de neașteptat și el i-a explicat copilul că revizia Comorbidul nu mai apare, nu mai există, după ce a fost adus la lucrurile și a respus după 1880. Și zicea, domnul, dar eu iau la chioșc, este... Asta spune foarte mult despre nivelul celor care predau învățământ. Dar mă duceam la faptul că o revistă, Comorbidul literare, a apărut acum aproape 100 de ani în 300 de exemplare. A apărut în 300 de exemplare, până când la
s-a tăiat domnia lui Negruțiu la Colorita, a ajuns la tirajul extraordinar de 800 de exemplare și a reușit să dea direcția în Cultura Națională. Cred că problema este alta. În perioada Grandiei de 89, în orice bibliotecă de România, că se ia în România Literară, că se ia în Covărbind, că se ia în secolul 20, toate revistele importante erau prezente pe masă la biblioteca comunală sau județeană, nu contează. Sunt peste 3.000 de biblioteci. Eu spun că dacă măcar 1.000 de biblioteci aia se s-a elaborat la revistele noastre, noi ar fi într-o situație destul de optimistă. Da. Pe când așa, din păcate, nu știu dacă sunt 50 de biblioteci mari care se abonează. Nu sunt Petru mai și vă povestesc cum întâmplare absolut o stranie. Ministerul Culturii mi-a comunicat că vrea să se aboneze la Comunii Literare, vrea 80 de exemplare, asta a boiemnii. Cine era mazochistul de ministru? Stai că povestea e stranie, nu? Și zice, nu, dar trebuie să vedeți să negociez. Ba nu, ce să negociez? Îți spuneți că da, și eu vă dau la altfel, dar zic, pentru anul vă referiți. Nu, pentru anul ăsta, nu, de sunteți nebuni, revista apare ianuarie, februarie și dumneavoastră, părinte, trebuie să vă dau o revistă de ianuarie, nu să vă dau. Deci, situația este una tristă pentru noi. Dacă nu va ieși legea privind subvenționarea, susținerea revistelor prin lege bugetare, așa cum este susținut Teatrul Național, sau, pentru că este o instituție de același nivel cu Teatrul Național, cu opera și așa mai departe. Deci așa trebuie să susținut o revistă prin Comunii Literare sau România Literară, care de cele care contează cu treaba asta. Au să are și revista Poezie, sora revistei Poezii de așa toare, care apare la Iași, ar fi fost imposibil Iașul să nu susțină poezia, nu? Eu mă mulțumesc că n-aș vrea să pierd terorul de altă. Poezie, laureați au fost Ștefan Augustin Doinaș și Ana Blandiana și mulți scriitori, mulți poeți din lumea întreagă. De exemplu, anul acesta este poetul polonez Adam Zagajewski, iar în juriu este poeta Ana Blandiana, Cupriano, poetul rus Cupriano și poetul sârb Drașco Rege. Doresc mai întâi să felicit și să urez mulți ani un viitor strălucit revistei Arca, doresc o colaborare și doresc să-i dăruiesc lui domnului Vasile Dan o colecție a revistei Covine. Revista Covine este, vreau să spun totuși că este o revistă neobișnuită. Din ce cauză? Este cea mai mică revistă din Serbia, de foarte multe ori lăudată. Dar ce este important? Important este că în această revistă, care apare în Serbia, apare în limba sârbă, sunt prezențe românești. În fiecare număr, deci nu există un număr să nu apară scriitori, poeți românești, români, pardon. De exemplu, dau un exemplu, un număr ăsta, Gabriela Melinescu, Alexandre Covoiu, Ana Maria Sorescu, Eugen Ionescu, pe lângă Șimborska, Fuentes și mulți alți. După aceea, pot să mai dau câteva exemple, dar vă spun că fiecare număr sunt cel puțin două, trei. De exemplu, în 2007, Eliade Stănescu. În 2006, Caragiale. Pe lângă mari poeți ai lumii. 2008, Mania. 2004, Ștefan Augustin Doinaș, Nicolae Steinhardt, pe lângă Czeslaw Miloš, Zbigniew Benkowski, Vitor Gombrowicz și așa mai departe. În 2003, Emil Cioran, Geo Dumitrescu și așa mai departe. Deci fiecare număr are 3, 4, 2 prezențe românești. Nu știu dacă mai există în lume o astfel de revistă. Deci într-o țară străină, într-o limbă străină, cu astfel de prezențe românești. Vă mulțumesc și vreau să... Thank you.
care a publicat foarte mulți scritori români. Nikita Stănescu cu trei cărți, Ștefan Augustin Voina, trei cărți, Ana Plantiana, două cărți, Ion Caraion, Geruna Urmă, Tristan Țara, Urmus, Marta Petreu, Caragiale, Eliade, Noi, Caionescu, Blaga, Țeteniag, Gabriel Micu, ca dramaturg. Și ceea ce ne bucură foarte mult este și compune accentul și vor da prioritate colaborării între, între editura noastră și edituri din fosta Iugoslavie, care, de exemplu, ăsta, Urmus, acest Urmus a fost preluat de la Cop, unde a apărut la Cop, a fost preluat de la Cop și a apărut în, în Croația, deci s-a spus în dialectul croat, ceea ce ne bucură foarte mult, să colaborăm cu alte edituri și să ne preia, să preia traducerile lui Petru Cărbunu. Mulțumesc, încă o dată! Mulțumim, doamne, Cârtu, Robert Sărban. Tot de la Bucșeț. Mulțumesc, doamne, la Bucșeț. Te mă rog, vreau să spun, întorcându-mă cumva la tema propusă astăzi, revistele culturale liberale în control. Și am adresat ideea domnului Prelicianu vis-a-vis de acel american care era în pragul falimentului și care a trebuit să se rebrânduiască puțin și a scăpat. Cred că nu face bine nimănui dintre cei care suntem astăzi aici să ne autocontemplăm admirativ și să nu gândim că o revistă literară devine un produs cultural mai complex, mult mai complex decât a fost în urmă cu 10-20 de ani. Faptul că o bună parte dintre revistele literare au pagină de internet, se pot citi pe internet, au site-uri, e un lucru absolut extraordinar și dacă stăm pe loc și nu ne dăm seama că lumea de lângă noi se schimbă și că ne considerăm instituții culturale spre care trebuie să vină lumea, nu noi să venim spre ei, o să avem doar de pierdut. Pentru că, evident, cei care aveți și aveți majoritatea de dumneavoastră contact cu lumea tânără, vedeți că sunt oameni care nu mai folosesc suportul scris decât foarte, foarte puțin. Există școli, Aradu are una dintre aceste școli, unde școala se face pe tablete. Pur și simplu se face pe tabletă și în Timișoara s-a întâmplat și lucrurile astea. Oamenii nu mai citesc, oamenii tineri citesc tot mai puțin, puțină hârtie. Prin urmare, e foarte simplu ca acest produs cultural să aibă o secțiune video, o secțiune audio. E foarte simplu ca în care să fie scriitor ce citesc, ce-și povestesc viața, pentru că eu cred că un tip de autobiografie și fac emisiune de televiziune și știu lucrurile astea. Un tip de autobiografie, un tip de intimitate până la un punct revărsată în afară, face bine celui care privește, pentru că îi strânește curiozitatea. Emisiunile de televiziune au acest rol. Mi-e greu să cred că poți să faci educație prin televiziune, dar interesul poți să-l strânești celui care se uită la televizor și poate deveni captivul acelei emisiuni. Prin urmare, încotro, cred că e imposibil de evitat lumea care vine spre noi. Dacă stăm pe loc și credem că nu trebuie să folosim cârlige de abordare a potențialilor cititori, a potențialilor consumatori de cultură, ne înșelăm și o să avem de pierdut. Prin urmare, cred că un melanj între ceea ce înseamnă astăzi revista culturală și ceea ce înseamnă, să spunem, site-urile de cultură, extrem de dinamice, extrem de ofertante vizual, lumea s-a mutat pe internet, asta e, din păcate sau din fericire, situația, dacă stăm și așteptăm să fim citiți, să se facă abonamente, cred că o să greșim și o să fim depășiți de oameni mult mai dinamici, de oameni care în Occident deja au înțeles despre ce e vorba și au transferat o bună parte din ceea ce însemna conținut și în zona, în zona virtualului. Cred că acolo ne îndreptăm și ar trebui să fim atenți. E foarte simplu de făcut, nu trebuie fonduri foarte multe, pentru că lumea literară e foarte prietenă cu lumea vizuală, cel puțin în Timișoara. Toți cei care suntem în zona literaturii avem o mulțime de artiști vizuali care ne sunt prieteni și care, pro bono, ar face oricând ceva pentru noi, care să ne prindă bine și unii și unul așa altă. Plus de asta, UAP-ul și USR-ul cred că pot să gândească o zonă de contact, de simbioză, în sensul celor care le-am spus aici.
important să ne mutăm și spre, și spre zona virtuală, pentru că vine publicul dinspre zona asta. Mulțumesc și vorbeam de Pavel Gătean, el a făcut așa ceva. Revista Europa e o revistă care se vinde împreună sau care are la sfârșitul său, pe coperta a patra, un CD extrem, extrem de atractiv în care găsești atât conținutul revistei, dar multe alte produse culturale, cum ar fi filme despre scriitori, videouri despre scriitori și o seamă de invenții ale secolului 20. Mulțumesc mult! Nici nu e să zic din politețe, mulțumesc, dar n-am zis să mulțumesc că... Fain. Faceți o confuzie enormă, iartă-mă. Ce are internetul cu vizual? Se citește, dar suport, dar nu e vizual. Și asta e vizual. Ce e vizual? Adică să băgăm neapărat că filme... Virtual, spune asta, mă gândeam la mediul virtual. Virtual, virtual. Asta una la mână și al doilea nu e. Încă o dată, eu îți urez drum bun spre internet. Dar să nu fii pe mâna mine să-mi spui de ce nu sunt în istoria literaturii române. Eu, ca să fac o selecție, trebuie să am un chestie. Să poate și spun că sunt situri culturale extrem de interesante. Știi vreunul, cu adevărat, extrem de interesant? Dar nu știu nume. Vorbeați despre, în primul rând, zona occidentală, unde există... Nu, încă o dată, iartă-mă, sunt de 8 ani în Franța. Toată presa, și națională, și centrală, și de nișă, este pe hârtie. Dar nu au și suport electronic? Numai unele cărți, revistele nu. Unele cărți. Toate revistele sunt pe internet, ziarele. Eu citesc ziarele, să înțeleg și pe internet. E cu totul altceva. Pentru că și România literară este pe internet. Exact despre asta vorbeam. Sunt oameni... Da. Nu merge microfonul. Ne face să revenim la scris portul electronic. Chiar dacă scrisul este ca în Franța, fără sedile și fără nimic de, și fără accente de nu știi despre ce e vorba, noi din fericire nu avem atât de multe sedile și accente, iar cu sine descurcăm în loc de și că zicem că omul e sâsit. Da, la francez e mai complicat un pic, da. Nu știu. Pentru mine zona asta este extrem de periculoasă. Am spus că este inevitabilă, din păcate, dar la urma urmelor, cum să spun eu, nici așa să spunem, inevitabilă, până noi suntem cu mine încrucișate și ne ducem toți pe chestia asta. Nu știu. Eu cred că ar trebui să avem, dacă tot vorbeam, Putulescu de orgoliu, să avem orgoliul nostru de scriitor. N-avem ce să căutăm în această zonă confuză și n-avem ce să căutăm acolo. Ne descalificăm. Înseamnă că nu am făcut în treza noastră. România literară are un site extrem de bun. Da. Un site bun, se poate citi. Eu din perspectiva asta vreau. Acolo se pot face mult mai multe lucruri decât a transfera revista de pe suportul de hârtie, a transfera-o doar pe un suport electronic. Se pot face produse culturale care să țină de România literară, de orizont, de ramuri, de ce vreți, care să facă din produsul cultural, ramul România literară sau orice altă revistă, o chestie mult mai tentantă și pentru un mediu poate nu atât de obișnuit cu literatura. Poate că îi place să vadă moaca scriitor în timp ce citește. Să-l audă pur și simplu, într-un context care s-ar putea să fie un mic videoclip. Despre asta vorbeam. N-ai auzit astfel când își vaci, să repeți, ne uităm la scriitori, mai bine le citim cărțile. Ceea ce e mai simplu, mă bine, le citesc cărțile, dar e totul acela. Bun, domnul Gătean. Deci, pentru că am fost și amintit în sens pozitiv, n-am importanță, totuși am vrut să iau cuvântul. Să spun câteva idei, păreri, observații și e bine că eu sunt în afara, cum zice, pe României și să vezi cum vede lucrurile. Deci, pe număr pe Lucian Vasiliu, credeam că a zis la o plenară a CCE-ului legată de cultură. Oameni care provin din vechiul sistem, care gândesc cum gândesc, eu pare rău, dar așa văzut lucrurile. Aseară la cină eram acolo 30 de bărbați, parcă eram o sectă religioasă, de noi eram chelnerițele, credeam pe gânduri ce se întâmplă de fapt. De ce nu există nicio relație cu femeie? Care e problema? Bine, să lăsăm glumă, dar acum să o luăm mai serios. Deci, revista Europa a început să apară ca revistă de știință și cultură în tranziție,
la Novi Sad, datorită lui ONG pe care îl conduc și ideea a fost următoare, ca să nu stăm ca românii să părfim prin bufete, nu știu ce, la băuturi, la suntem băgaci, și hai să facem ceva ce va rămâne. Și am creat această revistă. Având în vedere că trăiesc la Novi Sad, deci orașul Novi Sad are în statutul său pusă și dispoziția că ajută la subfinanțarea revistelor care apar pe teritoriul lui, orașul Novi Sad. Nu, la subfinanțare. Noi primim pentru, ca subfinanțare, 1000 de euro anual și anul acesta probabil o primim. În fiecare an trebuie să proiectul să înaintez și, bineînțeles, pentru numărul de anul trecut trebuie să dau toate cărțile, că tot este acoperit. Deci pentru pregătirea pentru tipar și pentru tipar, pentru asta primim bani. Noi nu avem redacție, nu avem computer, pentru computerul meu personal lucrez, mă rog, asta e, lucrăm gratuit, mă rog. Ce avem de la România? Să vă zic, românii îți ajută să dau bani. E, pe naiba, nu-mi dau niciun bani. Dar îmi dau altceva, îmi dau un sprijin logistic. Eu găsesc colaboratori care îmi fac o lectură bună. Fiecare text care apare în Europa este lectorizat, pentru că nu este vorba numai de text în limba română, ci și despre texte de limbii europene. Deci, noi suntem înregistrați la bază de date internaționale, la CEO în Germania, Copernicus în Polonia și EBSCO în USA. Cu americani și cu nemții avem contract și ei financiar ne dau bani când ni se vând textele noastre. Deci, pe anul trecut noi am câștigat o sumă mică, dar oricum, 100 de euro textele noastre care s-au vândut, deci care au fost accesate, o parte din bani i-au prins nemții și o parte ne-a dat nouă. Deci, revista Europa este pusă pe piață, dar nu pe piață numai de a se vânde, ci și internațional de a vedea unde suntem noi la ora actuală. Provincia Autonomă Vojvodina, unde trăim, e sede capitală la Novi Sad, ei ne mai dau anual 1000 de euro, deci probabil le place revista și atunci 1000 primim de la unii și de la alții, iarăși pentru tipar și pentru pregătire. Pentru că nu ne dă, am concurat și la distributură, ei nu, imediat iau documente și trimit în reclamă. Ce vreau să spun? Serbia are o politică culturală în sensul de a sprijini revistelor naționale, de importanță națională, ce au vorbit noi aici. Așa cum și Bucureștiul s-a creșit în legea, despre care vor Chipu și ceilalți care au amintit, trebuie să fie nicio problemă. Deci, cel minim trebuie să plătească pregătirea pentru tipar și tiparul București, iar de teritoriu să dea bani pentru. Eu așa văd deocamdată o soluție, dar nu se poate ca în România să depinde doar numai de primării și de consiliul local, pentru că, oricum, s-a vorbit aici, din România, țin la o integritate și la o Uniune Națională Culturală a României. Aici, arme cultural, astăzi este Centrul Cultural al României și eu sunt bucuros că m-au întâlnit colegii mei din întreaga țară și asta trebuie menținut ca un factor pozitiv de păstrare a românismului. Dar și noi, mă miră faptul că legea acum s-a dus și nu știu. Apropo de bani, am accesat și la un concurs la Românii de Pretutindeni, nu este cu 2 ani și mi s-a dat un răspuns cu mulțumiri, cu că revista e bună, și dar nu mi-au dat niciun bani, așa că nu mă contactez. Sunt foarte neserios, spune și în Tomas când am vorbit și când am mers, te-am dus în Moldova, în Chișinău, nu știu ce, zice, plătirile, drumul, trenul, nimic. Eu știu că vine în România, trebuie să am aici bani de tot de rezervă. Dacă îmi dați ceva bine, dacă nu, iar eu. Și asta fac pentru că asta e un hobby. Cum ați? Ce ați ocupat de câine, porumbete, nu știu ce? Bine, acum în public spunem că da. Da, așa a fost, da. Nu pot să ajung la Chișinău, mă duc Timișoara, București, să mi se promită de la organele legale. Nu, că pătrezi drumul și faci tot să sub o spate. Aia o neseriozitate și un non-profesionalism care vând în România. Și eu fac parte dația română și trebuie să spun că românii trebuie să facă mai serios. Am realitatea TV, văd dacă ce se întâmplă, văd că capul meu, la ce nivel intelectual ajung și nu știu cum duce asta. Nu discutăm despre învățământ acum, că e iluzorul și e o altă temă și mă rog, dar oricum, salut încă o dată prezența tuturor
oamenilor de cultură aici, revistele culturale, fericit pe masele dat care o colaborare bună și a dat un exemplu cum poate într-un oraș în ghilmele de provincie, astăzi provin, capitala este Aradul, deci Banatul, tot Banatul e pronunția, e, acum să vă arată cum poate Banatul să fie pronunția, la Arad și nu la Timișoara asta. Da, exact. Și o astfel de practică trebuie continuat. Poate nu știu să spun lucruri, dar nu are importanță, astea sunt cele mai importante. Să spun site-ul nostru, dacă doriți să accesați, europa.nvo.com, la croația țăla. Deci, europa.nvo.com. Și acum puteți vedea, în limba engleză, puteți vedea tot, toate numerele, dar cuprinsul, pentru că noi suntem accesați la bazele internaționale. Să vă mai laud că mi-a apărut un text în Georgia, filozofia tragică, după anul de ani, este o revistă din Georgia, din Tbilisi, și o lucrare despre statul care merge poezia după anul de ani, scris de o poloneză care studiază în Germania, în lucrurile care în revista Europa. Fiind parte din filiala Rada Unii Scriitori de România, deci trebuie să știți ceea ce se întâmplă și cu activitatea mea. Vă mulțumesc! Da. Iar între oamenii care au întemeiat această relație înaltă, au fost Florin Bănescu, Andrei Ștefanco. Evident, revista Arga a profețat această istorie frumoasă. Da, mulțumesc. Am cineva? Da, Leo Bătaru. Felicitele misiei ARCA, că a ajuns un sfert de veac de existență. Precum arată și precum se văd perspectivele, va apare în continuare. Și într-o confrerie, într-o unitate, mulțumim și autorităților care înțeleg scriitorul român de oriunde, susținându-l, pentru că aceasta nu este o revistă a Aradului. Este o revistă în care au fost cu toții de diferite zone ale culturii românești. De unde venim eu și Bacate Suceaveanu? Venim din Transnistria? Nu, e o glumă proastă. Noi venim din Estul Românesc, de la cetățile românești care au rămas în picioare, construite, nu au fost distruse ca în țară, de la Cortin, de la Soroca, de la Tighina, de la Orcheiul Vechi, noi să avem oaspeți, de la Ismail, de la cetate altul. Sunt jalonări care nu pot fi uitate în destinul românesc. Ele nu sunt niște repere de piatră, sunt jalonari care au format caracterul Ministerul Culturii Bună Intelectual. Și ele erau necesare, mă gândesc, nu ne gândim, pardon, de tautologie, la hotarele istorice. Există ceva în România, în istoria României, care nu are hotare, este spiritualitatea românească. Noi aici trebuie să ne manifestăm, să luptăm, să combatem, unde nu sunt hotare, unde ne putem uni. Și suntem, nu suntem patrioți, dar implicit suntem cetățenii acestei istorii, acestei culturi. Și noi trebuie să avem responsabilități, fără fraze spălăitoare, fără ironii stupide, care noi scriitori cu părere de rău suntem în stare oricând să le facem. Și în acest context, mă bucur că țineți minte aceste reviste, care sper să reapară, pentru că ele nu erau ale scriitorilor din Estul Moldovei, ci erau ale tuturor domnilor voastre. Cei mai valoroși scriitori români de pretutindeni se publica și la Contrafort, erau recensate, poate cel mai activ ele prezentau și fenomenul editării de carte în întreg spațiul românesc. Pentru că colegii noștri, Vasile Cântesc, directorul și redactorul șef Vitale Ciobanu, sunt niște adevărați
intelectual român, adevărați patrioți și personalități ale culturii, care poate în detrimentul propriului scris și-au pus, și-au luat misiunea de a promova întreaga românitate fără frontiere. Iată, aceasta a fost. Noi sperăm să revenim la o normalitate. Și mă gândeam că e bine ce trebuie ca orice revistă de valoare din România să fie sponsorizată. Și grație efortului Uniunii Scriitorilor de România, câțiva ani la rând ele au și fost sponsorizate. Să se vede o perspectivă. Și mă gândeam că în acest context intrau și cele trei reviste din Chișinău și Bălți. Nu obligatoriu să meargă pe linia de unde primesc finanțarea celelalte, dar Institutul Cultural Român are o misiune în acest sens. Cu părere de rău s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Acum să revenim la atât de discutatul spațiu virtual și cel material. Să știți că, cel puțin eu, primesc câteva reviste din țară. Vă mulțumesc că mi le exercitează. Dar majoritatea le citesc totuși pe internet. Sunt în spațiul ăla. Îmi place, nu-mi place. Pe acolo uneori mai sunt și mai comod, pentru că îmi pun mărimea de literă care îmi permite să nu simt că mi-s ochii obosiți și poate și, și dispoziția mea proastă. Eu pusez la valoarea revistelor pe care le editați și cei care vă accesează. Multe din revistele pe care le editați au mulți oameni care accesează. Poate unii tineri nu au sumele, nu sunt deja modice ca să aboneze aceste reviste, dar ei vă citesc. În spațiu virtual au apărut mulți propagatori a culturii adevărate, adică găsesc niște biblioteci de poezie autentice, pe lângă multă hărăciugă, evident, pe lângă multe lucruri care sunt îndoielnice, dar asta e democrația. Noi trebuie să ne obișnuim. Noi nu vom dicta niciodată regulile în democrație. Ea e în stare permanentă de formatare, de reformulare, de difuzare. Și eu cred, dacă statul știe cu orchestra sinfonică sau teatrul liric de operă și balet nu aduce venit țării și nu va aduce niciodată în mare, el este, aceste teatre sunt necesar pentru destinele unei națiuni, pentru nobleța ei în istorie. Și cred, constat, chiar când sunt puțin cititori, se spune, va fi că literatura este o simfonie și ea intră în simfonia, în cultura mare unei națiuni, fără de care nu poate exista acest stat. Fără de care el va cădea sub incidența oprobiului internațional. Eu nu cred că literatura română va muri. Eu nu cred că eforturile domniilor voastre vor rămâne zadarnice pentru că această ștafetă se transmit. Deci, te revist încă o dată și mulțumim pentru această înmânare de ștafetă, ne gândim virtual. Sănătate! Da, mulțumesc, Botnaru. Înainte de a-i da cuvântul lui Ion Moldovan, dați-mi voie să spun, apropo de reviste. Situația mai complicată cu revistele voastre de acolo și ar trebui să luați voi taurul de coarne. Și anume, ICR-ul a finanțat în decursul timpului și prin Uniunea Scriitorilor la un moment dat, că nu avea voie să trimite direct ca instituție de stat revistele, că lucrau la graniță. Mai multe reviste de acolo. Acum, de fapt, câte reviste bune aveți? Spune-mi și mie, cinstit. Două? Câte nu avem? Stai, la nu. Printre aceste reviste, măi, le-au trecut banii pe la mine, le-am văzut. Printre aceste reviste sunt unele care nu e nicio finanțare. Deci, voi trebuie să vă apărați, să vorbiți cu academicianul Matei, directorul Institutului de la Chișinău, și să-i spune, mă, nu mai arunca banii în toate părțile și în toate colțurile. Dă-le revistelor bune, pe care le știți foarte bine. Domnul președinte, eu m-am referit la trei nume de reviste. Celelalte nu mă interesează. Nu trebuie. Dar pentru asta trebuie să vă luptați cu Matei. Nu Institutul de bine, ICR-ul de la București. De ce să lupt eu cu Matei? Pentru că eu pot face ceva pentru cultura românească, pot să mă lupt cu Matei. Atunci nu te lupta cu Matei. Finanțarea va veni, pe dacă plăta contrafort aceeași sumă ca Florile Dalte, sau nu știu cum se cheamă aia de pe la... Da. Aveți pe sponsorizată de Ministerul Culturii de Pasarea. Da. Sau altele de genul ăsta. Și în același timp, voi sunteți acolo scriitor foarte bun, câțiva scriitori foarte buni.
Uite de totuși cine a ajuns în Academie dintre scriitorii Pasarelui. Asta dumneavoastră trebuie să-mi spuneți, sunteți în Academie Seară. Nu i-am ales, e bai eu. Dacă tot mai mult mi-am ales, bai. Păi, nici voi, da? Deci, veți fi o politică greșită pe care voi. De asta îmi părăsesc. Despre și de la Cernăuț și de peste jos, ce să mai vorbim? Păi asta e, da, încă o dată, vaccinăm pe Matei. Domnul președinte, el a venit acolo grație susținere unui centru important de conducere a unui scriitor de România, așa că să luați să ia el. Din conducerea actuală? Da. Da. Nu, dar nu-i Marga, dacă e bună. Nu. Marga l-a numit, unul. Simion a lucrat, evident, în Academie. Iar pentru el a numit Marga, din conducerea Uniunii, cine? Dar de ce nu se întâmplă? Dacă vă dați pe după prop așa, tot se va fără mai. Nu mai Barujan, poate că lipsește de aici. Da, vorbim și la unul din scriitor, că nu de Barujan. Da, nu știu cine din scriitor. Da, bun. Iată, eu nu am. Doar niște precizări tehnice. Când am venit la Institutul Cultural din ianuarie, mi se pare 2005, erau sponsorizate 3 reviste de cultură și erau alte câteva, un număr imprecis, tot 2 sau 3, care erau de istorie, de știință și așa mai departe. Pentru că între timp se schimbase și legislația și nu puteau să primească aceste fonduri decât prin concurs, ceea ce, de fapt, marea majoritate, inclusiv în România, în clipa de față, dacă nu sunt în proprietatea unei instituții finanțatoare, tot așa primesc. Noi am stabilit, încercând mai întâi să aflăm cât costă o astfel de revistă, și cu nenumărate istorii care priveau convertirea banilor din lei în lei, ceea ce e o situație unică, pentru în lume, nici măcar la americanicul. Da, e de-a dreptul poetică. Le-am scos la concurs. Și au fost 7 reviste pe care le-am finanțat, care au fost selectate pe bază de criterii foarte liberi. Ele au fost la rândul lor analizate de juri independente, pe care probabil unii dintre dumneavoastră ați fost în ele și știți chiar mai bine decât mine, deci au fost alese acelea sau altele. Noi, ca funcționari, în frunte cu doamna Pavonță și terminând cu Horia Roman Patapievici, nu aveam o decizie asupra oportunității unea sau altea, ci asupra oportunității situației. Adică e bine să finanțăm reviste în limba română spre da, care sunt acelea, nu mai era problema noastră. Ce s-a întâmplat, nu știu și mi se pare mai mult decât un act de vandalism, dacă nu mai știu situația de la Institutul Cultural, acele programe obligatorii care au mers din anul 1990 până, probabil în urmă, cu un an și ceva. Deci ăsta e un fel de atentat la identitatea culturală. Și aici, probabil, oameni ar trebui să fie întrebați, nu să ne certăm noi numele ce a făcut sau nu a făcut domnul Marga. Trebuie să ne întrebăm. Domnul Șpaț, care se află alături de mine și care a fost într-un fel în echipa domnului Marga, evident că nu știa, pentru că aceste decizii se luau la București, erau fericiți că a lăsat să bântuie aici cu proiecte culturale care nici ele s-au mai făcut chiar până la capăt. N-a fost timp sigur. Noi am prolongat acolo direct și în 3 luni am făcut programe culturale internaționale, apoi într-un an n-a să fac nimic. Dacă sunt 3 luni au fost în cele 3 luni. Bine, dar asta că nu facem noi polemici acum pe Institutul Cultural, vreau doar să spun că asta a fost situația și dacă în momentul de față cineva își asumă să nu conducă, să nu finanțeze astfel de publicații, înseamnă că este criminal foarte pe scurt spus. Da, n-ai șansă. Da, ai o șansă, ești continuu. Da.
pentru că sunt ultimul, mai fi și da? Prim. Faptul că astăzi la Arab a avut loc o astfel de întâlnire este cu totul salutar, pentru că a oferit un cadru în care să se discute o problemă foarte importantă privind cultura română. În ultimele luni de cuvânt au mutat accentul de pe revista de cultură ca instituție, pe altele instituție culturală nu este atât de grav și aberant, pentru că tot în acest centru rămâne. Problema este însă că tot ceea ce discutăm sau am discutat astăzi aici, și primul sub semnul îngrijorării, sub semnul alarmei, să iasă din cercul acesta, pentru că aici ne uităm în stânga dreapta și toți ne cunoaștem. Toți suntem niște sectari. În sensul că toți stăm sub această cupolă a unei ea sau alte articole reviste literare, într-un fel sau altul. Știm foarte bine greutățile și pericolele cu care se confruntă revistele literare, fie cele de loc, fie cele decente, să zic. Dar important este ca cei care au deținut funcții de conducere să facă într-un fel, în așa încât aceste discuții, câteva din ideile care s-au spus aici, să ajungă la cei care decid. Sigur, forma legii pe care o așteptăm cu toții, ca pe o mântuire și va fi un fel de mântuire, dacă va reuși, este o dătătoare de optimism. Dar până atunci, tot ne tremură sufletul și bugetul, din perspectiva revistei literare la care lucrăm. S-a zice că revista Familia, care anul viitor va împlini nu 25 de ani, ci 150 de ani, nu are probleme în acest sens. E adevărat, dată fiind această tradiție și această istorie și mitologie, până la urmă, revistei Familia, ea are un statut mai, să zic, mai aparte în rândul revistelor, este sprijinită, este considerată instituție la Consiliului Județean, este finanțată, dar aici intervine de regulă și în cazul altor organizme de acest tip, privește-a imixtiunii politice. Revistele de acest tip sunt, nu mai sunt conduse de un redactor șef, ci de un director care este și manager. Ori aici, problema care intervine manager la o revistă de cultură poate fi oricine care are calități mai accentuate, nu trebuie să fie scriitor, să fie literar. Și se întâmplă cum s-a întâmplat și cred că se va mai întâmpla, să fie un director și atunci toată, să zic, munca se duce pe râpă. Pentru că cel care vine și vrea să-și pună oameni, disciplină, vezi cazul tribuna de pildă. Falsa disciplină, nu? Au obligat să stea de la 8 până la 17. Au obligat să iasă în, să iasă din redacție doar cu bilet de voi. Deci era pe rar. Ei o primește. Nu e și cazul de revistă în Familia, care, cum vă spun, are un destinat la. Așadar, soluțiile locale funcționează. Dar și acestea sunt cu primejdii. Soluția aceasta a legii este de asemenea provințătoare și vorbea domnul Padre Gataia de soluția ONG-urilor, care de asemenea este destul de poetică, a zice eu așa. Și, așadar, noi vă rugăm, domnule președinte, să extragem în gândirea aceasta un set de probleme și să ne comunicăm prin ministru eventual sau ministrul culturii măcar. Ca să știi că la primul colocul național al revistelor de cultură nu există doar așa o îngrijorare și o emotivitate, să zic, de oameni interesați, ci una reală. Așa și eu vreau să închei ceea ce de fapt vreau să încep. Vreau să îl îmbrățișez pe Vasile Dan,
și împreună cu el arca lui, echipajul lui, este o sărbătoare până la urmă și cu acest sentiment sărbătoresc trebuie să rămânem în suflet, că este o dovadă că, iată, acolo unde sunt conducători pricepuți, diplomați, bătăioși, străbătători la o ministră de cultură, unde sunt și autorități sensibile la faptul de cultură autentic, lucrurile sunt îmbucurătoare, cum este și împlinirea acestei vârste de 25 de ani. Și să vă invit de pe acum, la 150 de ani, la Oradea, în revista Familia, vă așteaptă și cred că inclusiv Academia va avea ceva de spus lucrurile. La Academia sunt unii din primii colaboratori al Iosif Vulcan. Și el a fost și Academia. Vă mulțumesc și o dată, Vasile Dan și Arca, felicitări și mulțumim. Când aveți 150 de ani, nu de anul ăsta, nu se schimbe, să vină iar liberalii la putere, că sunt curcat.